dacă toată săptămâna asta am vorbit despre Five Gang Exploit și Abi și dacă credeți că toată nebunia asta s-a oprit, aveați dreptate, se oprise pentru câteva zile, stai ce? Salutare lume și bine v-am găsit din nou pe acest canal minunat, dacă încă nu sunteți abonați, nu uitați să o faceți chiar acum și da, înainte să încep vreau să mă asigur că sunteți abonați aici pentru că văd o statistică de 40% de oameni ce nu sunt abonați, nu au clopoțelul activat și totuși îmi urmăresc videoclipurile și aș vrea să știu de ce nu vă abonați și voi. Și da, astăzi vorbim din nou despre subiectul ce a făcut furor pe internet în lumea copiilor și adolescenților, probabil că să fim serioși, nu cred că există om de peste 25 de ani să uite la vichesturile mele, dar cine știe. Ok, so, mai exact despre subiectul ABX Exploit, noua relație dintre ABX și Exploit și aici nu mă refer la nimic homo, pur și simplu știți deja bine cum stă treaba, scurtă recapitulare și rapidă. După ce Exploit a ieșit din Five Gang Salia cu ABX, din Five Gang au la Saint Ancres, ce se presupune a fi un dis, mai mult un răspuns pentru Exploit, dar ce mai contează, deciziile au fost luate și mergem înainte. Acum, foarte mulți dintre voi mi-ați trimis mesaje, întrebări, indicii și au legătură cu așa presupunerea colaborare sau proiect dintre ABX și Exploit. Spun asta pentru că din ce în ce mai des cei doi se afișează împreună și având în vedere că amândoi fac muzică, șansele ca cei doi să facă o colaborare în momentul de față sunt destul de măricele, însă, deși mă întrebați mereu prin DM-uri pentru că, nu știu, unii dintre voi aveți impresia că eu știu tot ce se întâmplă, bă, în legătură cu toată treaba asta, nu știu dacă ABX sau Exploit vor face o piesă împreună, dar vă asigur că dacă cei doi vor face o piesă se va lăsa cu mare, mare, mare nebunie acum. Hai să o luăm pe ceea ce vedem, pe ce indicii avem și să elucidăm acest mister. So, avem postările lui ABX și Exploit împreună, știm că amândoi sunt împotriva ceea ce înseamnă Five Gang în momentul de față, mai mult sau mai puțin, amândoi în momentul de față au un impact extraordinar de mare pe internet și mai știm că dacă printr-o minune cei doi ar colabora, s-ar lăsa cu probabil peste 10 milioane de vizualizări. Asta este estimarea mea acum. Pentru că aceste vichesturi se bazează doar pe chestii, imagini și fapte făcute publice ori de către artiști, ori de către fanii lor și așa mai departe. Am primit de la voi un video în care cineva i-a surprins pe ABX Exploit și pe Cafea Albă, pentru că cine nu știe cine este acest Cafea Albă, este individul din spatele videoclipurilor trecute Five Gang Exploit și nu numai, deci practic este un videomaker. Totodată, acest Cafea Albă este și prieten foarte bun cu Exploit, deci nu m-aș arunca la modul că dacă cei trei au fost văzuți împreună înseamnă că filmau un videoclip sau ceva de genul, pentru că, după cum am spus, Exploit și Cafea Albă sunt prieteni. Dacă cei doi nu erau prieteni foarte apropiați, atunci da, probabil aș fi presupus că se pune la cale niște filmări ale unui videoclip. Oricum, acum și dacă va ieși un proiect între ABX și Exploit, cu siguranță omul din spatele videoclipului va fi Cafea Albă. Deci, ca și concluzie, nu se știe sigur încă dacă ABX și Exploit vor colabora pe plan muzical, dar se estimează că da. Ok, acum revenim la bârfele și story-urile pe care le primesc de la voi în DM-uri, mai ales pe pagina Vike Celebrity. Am primit și nebunia asta de story în care ABX și Exploit se află într-o mașină ascultând piesa Tank de la Five Gang, în timp ce le bate obrazul exact ca și în videoclip, unde să mai punem că ABX și scuipă puțin, încearcă că nu, nu-i frumos să scuipi mașină, face un fel de... Știți ce zic? Și asta mă face să mă gândesc la un singur lucru, faptul că dacă vreodată cei doi vor colabora, consider eu că piesa va fi un diss track. Trebuie să fie un diss track. Nu cred că după toate cele întâmplate și după toate țipăturile astea între ei, băieții vor veni cu o piesă despre, nu știu, floricele sau bani. N-are niciun sens, dar poate mă înșel și poate nu vor veni cu un diss track așa cum aștept eu, ci probabil vor cânta despre salvarea pădurilor din România. Who knows? Bă, cam atât despre acest weekend. Sunt foarte curios de părerea voastră. Lăsați un comentariu și nu ezitați să share uitați acest video și prietenilor voștri ca să mărim această comunitate și ea în ultima instanță să vă abonați la acest canal minunat pentru că da și până data viitoare vă pup la cheie!